O dimineață de milioane cu toate Păun la Europa FM. În fiecare weekend avem ocazia să cunoaștem oameni special, oameni de milioane care ne inspiră prin tot ceea ce fac. Iar astăzi mă bucur tare mult să am alături de mine pe Feli, nu de alta, dar uite ce frumos poate să zâmbească. Bun venit! Mulțumesc! Ha, Servus! Bine v-am găsit! Uh, acum ești aș fi prezentat cântăreață, dar acum ești un artist complet. joci și în filme, ți-ai hey, făcut debutul pe marile ecrane. Tu ești ecrane. drăguț, da, nu no. <laughs> N-am apucat să văd filmul, deci mă de la Vai. început. Foarte tare filmul, să mergeți să vedeți fixer vă rog. Deci Cum e despre ce? Ce joci acolo? Uh, eu joc rolul unei cântărețe dintr-un birt din Bistrița. Uh, filmul e despre traficul de minori. Mă rog, în cazul ăsta e vorba despre o uh, fată de 14 ani. Aș vrea să spun mai multe, dar n-aș vrea să spun mai multe, pentru că e prea tare filmul ca să nu mergeți să-l vedeți. Da, e ca o felie da, așa e de despre, realitate. Da. Deci filmul e foarte real. Și părțile fanii și părțile dureroase, și reale, și dramatice, totul e. Deci am plâns, am râs, am am trecut prin toate stările la filmul am ăsta. Am văzut că e și edit Piaf, am auzit în uh, film. Da, uh, pentru că filmul e francez, român uh, și așa am cântat pentru uh, doi din actorii care erau pe post de nu știu cum să zic, în așa, în presă. Ai preză. cântat acolo, ok. La, 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 erau francezi și trebuia să cânte Did Piaf, că unul din, din românii din film, mă rog, m-au lăudat că știu piesa asta în franceză și... Gene regret. Da, și okay. hai, ia, Feli, hai și bag-o pe aia, știi tu care? Și n-au, trebuit să vin să le cânt francezilor, gene regret, rien. Și am avut o scenă drăguță în care cânt cu unul din ei se ridic așa, fain, beat de la masă, super. Uh, super natural. Și pe mine m-a șocat foarte tare că, intrând acolo cu emoții, că am făcut asta pentru prima dată, pur și simplu am uitat că. adică am. o devenit natural, știi? Am uitat că trebuie să joc un rol și să fiu, hei, aici o să cântărească de birți și acum eu trebuie să fiu de asta mai lăutăreasă, așa cumva, știi? Am fost super naturală. Actorii sunt foarte tari. Și ai fost și Maria Tănase. E, n-am fost. Am cântat Maria Tănase, lume, lume, acolo pe fundal, mă mai plimam eu pe la mese, pe la clienți, pe la... Foarte tare, e o experiență, nu, nu am cuvinte. Înțeleg că mai vrei să o repeți experiența, da, să Da, mi s-au aprins așa călcâiele după, dup și după lumea filmului, că mi se pare tot ce înseamnă artă mi se pare o joacă de o mare care te crește și care te dezvoltă din toate punctele de vedere și acum am prins gustul ăsta al actoriei, că m-am uitat, am, scena mea, mă rog, am tot tras-o și am tot repetat-o, cred că cam... 6-7 ore și am prins actorii, mă uitam foarte atent la ei, inclusiv fetița care e chelneriță în, în, în momentul meu cum ar veni de actorie și merge și toarnă vin în pahar până și ea avea așa o, Că până și ea, în sensul că și au apărut scurt, știi, că, ca și mine, chiar mai puțin decât mine. Avea așa o prezență naturală, nu știu, m o șocat și m-a bucurat și îmi doresc să fac asta și eu. Și am ajuns că am auzit că ești fix ca la Holio, dar ai avut rulota ta mare. Am avut rulota mea, aia. da, cu, chiar vorbeam cu uh, Cătălina tâna fiind prietena și uh, cea care se ocupă de toți artiștii de la Ha, vorbeam cu ea și ne aduceam aminte acum că noi am filmat filmul acum 2 ani și o întrebam, bă, cătă, mai ții minte când ne-am dus și am văzut rulota aia și scria mare fel și eram amândouă, oh, wow, <gătă> mă ziceam așa important, așa vedetă și la, înăuntru mă, mă, aștepta rochia cu care... Noi eram îmbrăcată, accesoriile, tot, toată lumea întreba, Um, Feli, ce mănânci? Ce? Eu eram atunci cu sala, cu astea, nu puteam să mănânc orice, apă, la temperatura camelei, pentru voce. Toată lumea atentă, și nu o zic în sensul că uh, toată lumea te pupa în fund. În sensul că toată lumea era atentă ca toată lumea să fie bine, să fie în starea perfectă pentru a filma super, profi, super. Eu vorbesc mult când, când da, mă entuziasmează bine, nu, ceva da. și sunt chiar. Pe mine știi ce m-a surprins că ziceai mă simțeam importantă, dar ești importantă, adică ești deja vedetă, nu simți asta? Eu mă consider un om normal să știi. Mi se pare, adică chiar cred că uh, jobul meu este de cântăreață. Este un job ca și al tău, ca și al tău, ca și al tău. Și atunci, care e diferența dintre mine și tine? Jobul. Că treaba e aceeași, viața e aceeași. Doar că diferența cred că e că Muncești eu un pic mai apar mai mult. la. pe lângă asta, eu apar la TV și pe radio, asta nu te face mai important, din punctul meu de vedere. Ci doar e o chestie care face parte din jobul tău. Uh, și legat de faza cu muncitul mai mult, sunt sigură că sunt oameni care au alte joburi și muncesc mai mult decât mine. Munca imensă pe care o depui în lumea asta artistică, indiferent actorie, fi, uh, uh, muzică, pictură, etc., uh, e cea de emoție, emoționalul, acolo e munca grea. Că cel mai greu e să lucrezi cu oamenii, asta știe oricine. Uh, taximetriștii. Să ai seama câtă energie, de exemplu, trebuie să, 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 să sug oamenii de la taximetriști când nu contează taca, taca. că vorbesc neapărat, că vorbesc neapărat cu ei direct, dar ai din area, m-am certat cu mama, i-am spus că nu știu ce și totul e despre energie, cred eu. Și atunci, știi, cum lucrezi cu oameni, automat, emoționalul mai... Și fiind în lumea asta a muzicii, tu fiind pe scenă și nu lumea fiind atentă la tine, te pot suge oamenii de energie sau poți să te încarce cu energie. Cam asta ar fi diferența de... știi? Și în cazul tău cum e? Te sub de energie sau te și încarcă? Și. și așa, și așa. Uneori mi se întâmplă să plec de la concert, gen să mă doară gâtul fizic, mușchii, pentru că trag de el să scot un sunet că nu pot să cânt. Adică nu trebuie să vii să-mi aplauzi, să -mi spui, e, fel, ești cea mai tare, uau, creioane colorate, ua, timpul, nu știu ce, va, ești fanul meu numărul unu. <gântu -i> Vorba aia, da. Dacă te văd așa închis în tine și te privești direct în ochi în timp ce scând și tu ești așa, mi-ai luat tot. Dar dacă te văd zâmbind, nu mie, lui, te văd că îi zâmbești sau că bați un pic din picior sau așa, sunt, totul despre muzică, transmiți, comunici cu omul, energetic, te încarcă te Am văzut că te uh, concentrezi foarte, foarte intens, pui foarte mult suflet. Am avut ocazia înainte de concert este voi și la live pe plaje și cu alte ocazii, cu mai momentele tale în care mă uit la tine și parcă încep meditezi. Nu știu ce se întâmplă înainte de concert, dar intri într o stare din asta în lumea ta. Dumnezeu mi-a dat

Și în momentul în care sunt pe scenă și cânt, cu toate venind, eu, eu, în timp ce cânt, e ca și cum în același timp eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce trăiesc, pentru toți oamenii aia din fața mea. Și pur și simplu mă blochez cumva că sunt între două lumi, sunt prezentă pe scenă și sunt și cu gândul acolo sus și zic Doamne, nu pot să cred ce minunat e, ce trăiesc, ce... Și pe plajă a fost ceva pot Am o viață minunată din punctul ăsta de vedere. Nu puteam să-mi doresc mai mult. Și atunci, normal că am momente în care, de exemplu, sunt pe scenă și vreau să spun tot așa, ca și în momentul ăsta, multe, multe lucruri, și dintr-o dată mă blochez. Și vreau să zic o propoziție și o zic atât de prost și sunt ca și cum aș fi atât de proastă, ca și cum nu știu să leg două cuvinte, dar în creierul meu se face un scurt circuit pentru că inima mea așa buf, 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 spune tot ce simt, să înțeleagă toată lumea cât de frumoasă e muzica și cât de multe vindecă. Pentru că eu, toată viața mea, de când am descoperit dragostea mea față de muzică, adică de atâta de mică, am simțit că muzica vindecă și chiar vindecă. Și de asta meditatul meu pe scenă, că nu e un meditat, e un scurt circuit acolo între... Vai doamne, ce trăiesc acum, am oh, minunat, minunat și e, toată lumea e aici, hai să cântăm, știi? Așa o... O fi și de la Zodie că își în o bipolaritate din asta frumoasă, știi? Da. Spre deosebire de mulți artiști care primesc piesa, uite, ea ți se potrivește vocii, tu și compui. Da. Adică ești implicată în întregul proces creativ și una dintre piesele în care ai fost implicată a fost chiar cea care ți-a adus succesul și te-a făcut cunoscută peste tot, Creane Colorate. Da, 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 Creane Colorate. Mi-am scris toate piesele până acum, eu. Uh, va urma, am scris-o împreună cu Smiley și cu Dorian de la studio, cu uh, colegii mei prieteni artiști, dar știi care e faza? Cred că atunci când și scrii, automat vine din tine, transmiți și mai mult. Eu nu am absolut nicio problemă să, de exemplu, îmi scrie, bine să-mi scrie smiley, n-am absolut nicio problemă, că suntem așa suflete pereche, uh, profesional vorbind și uman vorbind, încât nu fac nicio grijă. Dar tu, dacă mi-ai scrie, scrie, o piesă și ai venit și mi-ai spune, uite, Feli, am o piesă, ce părere ai? Ia, cântă un pic să vedem. Și aș simți energia aia, aș transmite la fel ca și cum aș transmite dacă aș scrie piesa eu. Știi? Dar cum îți vin ideile? Cum, cum te inspiri? Ce te inspiră să scrii? Mă inspiră oamenii, mă inspiră chiar viața mea, poate sunt într-un vibe din ăsta, nu știu, happy într-o zi și poate mi-aduc aminte de o dragoste de acum mulți ani din adolescența mea, știi? Ah, că nu, că ar fi așa de îndepărtată. <laughs> nu, nu. Dar mi-aduc aminte de chestia de drăgostea a fluturi în stomac, pe care acum nu mai am timp să-i simt și sincer nici nu mai vreau că sunt așa de focusată pe tot ce trăiesc acum încât nu mai contează altceva. Și atunci mi-aduc aminte de iubirile din trecut și dezvolt așa o poveste, adică povestea reală cu încă ceva. Știi? Sau, uite, noi acum, poate după terminăm interviu, mă duc la studio și o să mă inspiră interviul pe care l-am făcut cu tine. Frumos! Adică... Apropo de inspirat, Înă, eu mă amintesc când era perioada de creioane colorate și uh, cred că rememorești și tot acel moment, Europa FM a fost unul dintre posturile de radio care a avut încredere și... Din... Și cât m-am bucurat, cât mi-am dorit să Dar fie difuzată. Dar și că te -ai Deci eram exact pe... Cred că eram pe aceeași frecvență. La vremea respectivă eram în clubul de seară, seara și când am văzut Feli, ascultă Europa FM și fixie piesa! Wow! Da. lumea a avut reacții foarte frumoase la piesa ta, la creane colorate și mai nou văd că ești la concurență acerbă cu Smiley când vine vorba de copii Da? Da deci le trezești aceleași reacții, copiii sunt la fel de entuziasmați uh, în prezența ta Cum am văzut că sunt în prezența lui uh, Smiley uh -huh, uh -huh. Uh, Da, gând la concerte am văzut și la mine da? Și eu iau pe scenă la creioane pentru că știu că le place piesa și fredonează Și mulți părinți vin destul de târziu pentru niște copilași de 8-90 ani Destul de târziu, fiind, nu știu, concerturi la 12 noaptea De exemplu, 11-12 noaptea, vin cu copiii și copiii stau în față și Piesa asta Creoane colorate în playlistul meu nu-i chiar la început, știi? Și copiii stau până la final, pe primele scări așa stau și așteaptă creioane, și atunci iau pe scenă și lasă cânte și mi s-a întâmplat de câteva ori să zic să dau microfonul unei fetițe și să zică, dar eu nu știu cuvintele și zic cântă cu la 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 și să cântăm toți cu la 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 la. Păpa și le las microfonul și cântă și pentru mine i nu știu eu mă hrănesc din energia copiilor. sun acum ca și cum am fost un vampir. Aș fi un vampir, da? Și smiley la fel și cred că Așa cum vorbeam de energie, că transmiți și copiii primesc asta și din partea mea și din partea lui și Smiley e un copil la rândul lui, oricât de maturi și oricât e de o inteligență pe toate planurile de nedescris și nu degeaba îl admir și nu degeaba îl iubește toată lumea pentru că asta și transmite. Dar cu copiii, nu știu, îi lipici, deci efectiv îi lipici, și uh, cred că și eu le transmit asta copiilor pentru că mie îmi plac copiii foarte mult. Eu când sunt pe scenă cu ei nu mai am 30 de ani. Am 12, 9, 8, 6, depinde. Nu, pur și simplu mă transform, și cred că fiind vorba de energie, se transmite asta, știi? Ce urmează pentru tine? Păi, uh, urmează multe ore în studio, pentru că vreau să lucrez la album. Pe când te uh, lașteptăm? Eu sper în toamnă. Acum nu vreau să zic că o să se întâmple 100%, pentru că poate mi se năzăre să fac ceva, nu știu, poate. Un acum acum film. mi s-a deschis pofta asta de film. Chiar aș vrea să joc, uh, să am roluri în filme egal egal pe ce, nu știu, să dau cu aspiratorul, cameristă, să fiu... Îți place atmosfera practic. Doamne, deci lumea filmului e ceva și chiar uh, cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc încă o dată lui Adrian Sitaru că no, am, am avut și eu un mic rol în filmul lui repet, e un film pe care trebuie să merge să-l vedeți e... și datorită lui, datorită experienței din uh, fixări nu mai pot, deci ard așa, îmi doresc foarte mult, îmi doresc foarte, foarte mult. E asta mi-aș dori să fac, adică asta aș vrea să fac dacă ar fi să nu-mi termin albumul anul ăsta, știi? În rest, concerte, să vin pe la voi, să vorbim despre viață, despre muzică, despre chestii importante și care să dezvolte ascultătorii și pe cei pe care ne privesc într-un mod cât mai pozitiv. Doamne ajută așa să fie. Mulțumim foarte mult. Cum mare drag. O dimineață de milioane cu Toader Păun la Europa FM.